tare, okay. Oameni buni, tocmai ca să facem o introducere din nou, stăm alături de Anisia și Sergiu din Rotaract. Bună, bună! Bună, bună, bună! Vă dați seama că o să tăiem ce să nu s-a auzit după aia la început, iar ca să rămână așa pe YouTube. V-am adus aminte de jurnalele My Journey Journal, de Aparmonia și... De culmea fructelor. Vorbeam de bucuria de a nu fi plătit, de ce facem lucrurile, de ce dăm timp, energie și resursele noastre către a ajuta și către a face alți oameni fericiți oarecum. Și l-am întrebat pe Sergiu oarecum, de ce se întâmplă chestiile astea, ce ne motivează, ce ne face, ce ne determină. Părerea mea către acest subiect este că mai mult se dezvoltă un mindset asupra acțiunii de a fi voluntar și de a oferi valoarea în piață fără un câștig așteptat. Ca și antreprenor, ca și antreprenori sau ca și oameni care vor să se dezvolte sau ca și chiar un om normal care respectă jobul și se respectă pe el ca și persoană, e normal să vrei să faci și să poți să faci mai mult dacă îți permite condiția fizică și condiția psihică, bineînțeles. Corect. Și dar dacă, uite, ca ai dat exemplul ăsta cu antreprenoriat, știi? Păi până la urmă, ca antreprenor, dacă nu ești plătit, nu faci nimic. Adică n-ai, dacă afacerea ta n-are bani, încet, încet o să moară la un moment dat. Și atunci vine întrebarea, știi, că cu toate că și când ai bani și când n-ai bani și când treci prin mai multe timpuri și ca antreprenor și ca în, din punct de vedere carieră, să zic așa, tu oarecum, băi, trebuie să dai constant. Adică plecăm oarecum de la principiul că ceea ce dai într-un fel sau altul se întoarce. Da, bineînțeles. Și asta pleacă și de la, asta îmi place mie foarte mult în cluburile precum Rotaract și Interactul, băi, oarecum nu, în ONG nu te obligă nimeni să fii acolo, nu mergi acolo pentru bani sau pentru nimic altceva. În general mergi ca să ajuți și ca să crești, ca să te dezvolți, să te dezvolți ca echipă în primul rând. Și aia e foarte fain, pe de o parte. Pe de altă parte, la un moment dat trebuie să ajungi în stadiu în care vrei să faci bani și oarecum trebuie să fie un echilibru între, bă, uite, atâta dăm și atâta cerem, într-un fel. Tu, Sergiu Lică, îl zilești tu la oameni cu ce te ocupi în rest, în afară de Rotaract, ca să facem conexiunea asta puțin. Mă ocup de contabilitatea și managementul firmei mele. Sunt nutriționist dietetician ca și profesie și mă ocup și de o clinică din Brașov. Îmi place foarte, foarte mult să mă dezvolt, să investesc în mine și îmi place, în primul rând, să lucrez, nu neapărat gratis, dar eu sunt la nivelul în care pot spune că eu aș face și fac foarte multe lucruri pentru care nu mă aștept să fiu plătit doar ca să câștig experiență. Eu mi-am dezvoltat mindset-ul ăsta și am ajuns la concluzia că e mult, mult mai bine să fac niște lucruri pentru care chiar aș merita să fiu plătit, dar eu aș alege mereu să le fac gratis doar ca să știu că le fac. Și cum te ajută chestia asta? Pe mine ca persoană mă ajută și pe mine ca și dezvoltare mă ajută. Ok. Și ca și implicare în mediul în care vreau să cresc. Pentru că, nu știu, de exemplu, și la sală dacă mergi, nu poți să ai rezultate în același moment. Adică nu mergi astăzi la sală, te antrenezi și ți-au crescut mușchii sau ai devenit mai plin de energie. Trebuie să fie o constanță. Exact. O constanță, constanță mi se pare că tot timpul aduce rezultate. Exact. Dar exact, asta da. Și în marketing e o... Nu știu, un principiu, am zis că poate îl punem pe aici, pe undeva, pe perete, dar asta să fie mare. Noi avem oricum valorile noastre acolo pe perete, dar am zis că pe asta îl punem mare, pictăm tot peretele, constanță, știi? Exact. Adică, exact. Într-un fel sau altul, ceea ce faci, și uite și canalul ăsta de YouTube, în fiecare săptămână de, nu știu, aproape 2 ani, noi facem podcastul ăsta, știi? Indiferent că sunt eu plecat, că sunt George plecat, podcastul ăsta e live, suntem live pe YouTube la ora 10, știi? Da. Cu câteva excepții au fost 10 și 5 minute sau 10 și 10 minute, dar în rest tot timpul, în fiecare sâmbătă, constant. Și oarecum, acum, de-abia acum începem să vedem monetizări, rezultate, adică vedem și AdSense-ul de la YouTube că lucrează ceva significant, știi? Exact, voi sunteți modelul perfect de antreprenori care au mers pe calea lor și s-au bucurat de proces pe tot parcursul acestuia și nu au așteptat răsplata în același moment, pentru că tu... Când aștepți direct să fii răsplătit sau să ai o anumită plată sau să ai un anumit lucru pe care să-l primești în același timp, cred că pierzi până la urmă jocul. Corect, corect. Uite, asta e o chestie foarte faină. Că stau și mă gândesc, oarecum
toate interacțiunile de, sau relațiile, nu știu, parteneriatele, să le zic așa, de durată pe care le-am început, au fost de durată și de calitate, în primul rând, au fost oarecum din muncă într-un fel voluntară. Și personal, din experiență, pot să zic așa, l-am cunoscut și pe George, știi? Am venit, am vrut să-i fac doar marketingul, doar ca să-mi fac experiență și să-l ajut pe el. Și am ajuns să facem o agenție de marketing împreună, aparent. Și e un lucru foarte interesant, pentru că, uite, știi, când facem recrutări, dau exemplu și din Kronstadt Media și din Rotarac, pentru că știu că e și la voi, e un fel de perioadă de probă în care, practic, ce urmăriți de la oameni? Nu vă uitați neapărat la hai să vedem ce a făcut, unde a vorbit, toate lucrurile astea. Mai mult vă uitați la cine e persoana aia, efectiv, ca la valori, potențial, ca principii și la cine ar putea să devină din potențial, exact. Și, într-un fel sau altul, asta e întrebarea. Uite, dacă eu sunt Dan, vreau să intru în Rotarac, dau un exemplu, și vin în perioada aia de probă, ce ar conta mai mult? Dacă eu vin acum și vă aduc rezultate, nu știu, fac un fundraising de 100.000 de euro și strângem bani pentru 100.000 de euro pentru un proiect, dar eu sunt un tip arogant care îi pune pe toți la împins vagoane și lucruri de genul, sau n-am prea avut eu rezultate, am încercat, sincer, dar sunt așa, mai cum se cade, să zic așa. Voi cum urmăriți chestia asta în Rotaract? Eu zic că contează cel mai mult să fii tu, în primul rând. Nu trebuie să fii într-un asemenea, într-o parte sau în alta. Sunt oameni diferiți și pe specialități diferite. Asta le povesteam și ieri la ședință, că avem strategia pe 2022. Am făcut-o în așa fel încât vor fi 12 proiecte, mai mici, mai mari. Și fiecare se va putea implica în proiectul cu care vibrează. Adică nu toți trebuie să meargă neapărat spre același proiect sau să meargă spre o direcție. Fiecare merge în direcția lui și asta cred că e foarte, foarte important, să fii tu însăți, pentru că tu deja câștigi când ești tu însăți, chit că vrei exact să te implici într-o organizație caritabilă sau într-o afacere sau într-o companie, whatever, ce ar fi. Exact, adică să fii autentic. Exact. Și uite, aici îl admir foarte mult, tu știi deja, Sergio Anise, poate știi și tu, eu îl admir pe Sadhguru, îl văd acolo. Vă rog, nu-l vă pe el, ăla e adiogice. Trebuie să spui o poveste despre Sadhguru. Da. O să-ți zic povestea. Și ideea e că are, nu știu dacă e chiar cea mai mare, dar e o organizație foarte mare de voluntari ce are el. Ei nu fac în niciun fel bani, adică strâng foarte mulți bani, dar nu păstrează nimic din banii aia. Și sunt 12 milioane de voluntari în organizația lui, ceea ce e jumătate de România, mai mult de jumătate de România. Și da, acum la nivelul Indiei e cam 1% din populație. Da, dar totuși, dacă ar fi să avem o organizație de 1% din populația României, nu știu, să zicem 200.000 de oameni, tot ar fi ceva foarte, foarte mare. Clar, da. Un impact foarte, foarte mare. Și aici încerc să ajung cumva la punctul că faptul că suntem voluntari, că avem un ONG, într-un fel, ca să putem ajuta cât mai bine și să ne folosim resursele, timpul și energia într-un mod inteligent și eficient, pentru că sunt limitate. Timpul, știi, e vorba că să dai bani e ușor, adică ăla e cel mai simplu mod de a ajuta, dar când colo nu prea ajuți, tu doar ai dat bani. În schimb, să dai din timpul și din energia ta e mult mai costisitor. La fel vorbeam și cu Paul Melinte într-un podcast despre copywriting exact aici, stăteam unde stai tu, Sergio Lică, și îmi zicea, vorbeam cu Paul oarecum de ads, de copywriting, de astea, și am ajuns într-un fel la concluzia că dacă ai bani de reclame și investești mai mult în reclame, e mult mai ieftin față dacă de a încerca să-ți faci audiența organic de la zero. Pentru că chiar dacă nu dai bani, dai foarte mult din timp, dai foarte mult din energie, trebuie să stai să scrii toate textele la non-stop în fiecare zi, e mult mai complicat. Și aici e același lucru oarecum. Dacă cineva vine în organizația voastră, ziceți, uitați, luați 10.000 de euro, ajutați, folosiți-vă. Din partea lui e mult mai ușor să dea banii decât din partea voastră, care trebuie să efectiv să creați proiectele, să faceți echipe, să decideți cum îi distribuiți. Tocmai ai zis un cuvânt cheie și așa îți răspund și la întrebarea pe care ai pus-o adineori, echipă. Exact. Noi mizăm super mult pe echipă și vrem super să ne creăm oameni care să fie alături de noi, adică mai mult apreciem un potențial, cum spuneam, decât un om care, ok, aduce niște fonduri, dar are un caracter care nu se potrivește valorilor noastre, până la urmă, ca și ONG. Exact, exact. Și asta, aici vreau să ajung, că echipă. E foarte important să avem echipa.
să avem echipa și să avem sistemul ăsta. La asta lucram și la Interact înainte să ies. Lucram la sistem. Cum ne împărțim fiecare să fie în elementul lui, să fim tot timpul organizați. Adică e foarte important când ajungi să fii... Când ești singur e foarte simplu să muncești, știi? Normal. Când ești singur sau sunteți 20, tu fai, eu fac asta, știi? Mm-hmm. Când sunteți deja 30, 40, 300, 1000, atunci e mai complicat. Pentru că trebuie să ai un sistem, trebuie să ai niște proceduri, trebuie să ai lucruri foarte bine așezate astfel încât să fie eficient. Dar revenind într-un fel la subiect, ideea era că să nu ne scutim de partea asta de organizare. Când vrem să ajutăm pentru cei... care vă uitați și vreți și voi să faceți lucrul ăsta, e foarte bine să fiți organizați, informați, faceți-vă research-ul și când, dacă vreți să porniți un proiect, nu știu, dau exemplu ăsta pentru că în perioada asta, în general, de Crăciun, nu știu, 5 din 10 persoane au obiceiul să meargă pe la o casă de copii, să dea niște hăinuțe, niște mâncare și e ceva fantastic, e foarte frumos și copiii ăia, pe copii îi ajută foarte mult, vă zic din experiență și e fantastic să faci lucrul ăsta, dar încearcă să minimalizezi costurile. Vezi cum poți să ajuți cât mai mulți copii cu cât mai puțin bani, într-un fel. Și asta era mesajul. Dar, revenind la subiectul nostru, bucuria de a nu fi plătit. Unde e bucuria în chestia asta? Sergiu, uite-te că tot zâmbești, te zâmbești tot podcastul, ești extatic. Bucuria în lucrul pe care poți să-l oferi este, cum ai spus și tu, timpul și energia ta, pentru că astea au, până la urmă, cel mai mare impact. Și plata, până la urmă, dacă stăm și ne gândim, cred că nu există o oarecare sumă sau un venit material care să te răsplătească pe tine pentru o oră din viața ta, da? Zâmbetul unui copil când dansezi cu el sau când îl înveți să cânte un cântecel sau... Uh-huh. Dar la acel feeling și acea amintire o să ai toată viața ta și o să fie mereu cu tine acolo. Împreună cu echipa care ne ocupăm de marketingul lui George Nedelcu, în caz că nu știți cine e, zicea așa. Cred că am auzit, da. Ai auzit, nu? Da, eu nu știu sigur. Am pus cap la cap un e-book și asta e oarecum un teasing pentru voi, oameni buni. E un e-book care, după părerea mea, conține sute de mii de euro în valoare. O să-l dăm gratuit pentru voi. Dar e ceva scurt și sunt trei... greșeli pe care oarecum le fac tot, nu toți, dar majoritatea antreprenorilor, dar ideea că toți le-au făcut la un moment dat, le-am făcut la un moment dat, inclusiv noi. Ideea e că una dintre ele este să, asta iar zic, e spoiler, e să te concentrezi pe, într-un fel să te concentrezi pe organizație și nu pe oameni. Aia e o greșeală foarte mare, pentru că atât timp cât tu ești concentrat numai pe cât bani au intrat, câți bani au ieșit, cum am evoluat, care e return-ul pe chestia aia și nu ești concentrat pe... Asta admir eu foarte mult la George. Tot timpul ne întreabă pe fiecare din echipa Crunch, tot media, băi, ești fericit? Știi? Te bucuri de ce faci? Îți place? Într-un fel, ce mai e nevoie? Cum putem face astfel încât să-ți creăm cel mai bun mediu, astfel încât tu să fii perfect, tu să fii bine și să fii aliniat? Și asta mi se pare că e foarte important și se transferă foarte mult în spiritul ăsta de a da, de a fi voluntar, pentru că într-un fel sau altul tu oferi chestia asta și nu ești obligat să o faci, știi? Adică faptul că ai un angajat într-o firmă, poți să-l, că ești drăguț cu el sau că nu ești drăguț în el, e tot angajatul tău în firmă, știi? Da. Dar faptul că dacă el rămâne și dacă firma ta prosperă, depinde foarte mult de cum îți tratezi echipa și cum te concentrezi pe echipa ta. Aici ajungem la diferența între lider și șef până la urmă. Da, exact. Adevărat, merge cu echipa. Principala întrebare de la interviuri. Exact, exact. Chiar da. Care era principala întrebare? Asta? Da, diferența între un șef și un lider. Da. Ah, ok. Și care erau majoritatea răspunsurilor? Că șeful conduce și nu se implică în echipă și liderul e acolo cu oamenii și corect, e mai mult plăcut decât neapărat respectat. Deși aici erau păreri împărțite. Chiar, Dănuț, spune-ne și părerea ta în podcast. Care este pentru tine prioritar? Să fii plăcut pentru oameni când ești liderul lor sau respectat? Bă, asta e cu două fețe. Nu, prefer să nu fiu nici plăcut, nici respectat. Într-un fel... Ăsta e un răspuns, da, nou, poate, nu știu, poate voi ați mai auzit expresia că moarte e singura opțiune.
De vreo 77 de ori. Ideea e că rolul unui lider, după părerea mea, e acela să țină barca în aceeași direcție, știi? Să te asigur că nu sară nimeni din barcă, nu știa colacul și zice, bă, duceți-vă, să vi se prăbușească barca, lăsați-mă pe mine în pace. E rolul lui să stea la cârmă să dea acolo, e rolul lui să tragă de pânze, adică într-un fel să dea push. Și de multe ori apar lucruri în viețile oamenilor care să, într-un fel, îi deraiază, nu știu. Te simți rău, nu știu, s-a despărțit iubita de tine, nu știu, te-ai certat cu ai tăi. Diverse lucruri care, într-un fel sau altul, te scot din fire. No, aici ai nevoie de cineva, nu ai tot timpul nevoie, mai ales în situațiile critice, când o companie, nu știu, dau un exemplu, e într-o stare financiară mai proastă. N-ai nevoie de cineva care să vină, hai, nu vrei, te rog, să faci postarea asta. Știi, ai nevoie de unul care vine, te trage, îți aduce aminte de ce ești aici, ce trebuie să faci, cum trebuie să faci și de ce faci chestia aia, pentru că ai ales să fii aici. Noi tot timpul avem chestia asta, e libertatea acolo, scris pe perete. Nu, nimeni nu e obligat să stai aici. Dacă stai aici, alege să stai pentru că te conectezi la misiunea aia și la valorile astea. Și, într-un fel sau altul, respectat sau plăcut tot timpul. Sunt momente în care ești și respectat și plăcut, sunt momente în care ești doar respectat sau doar plăcut, sunt momente în care nu ești nici respectat, nici plăcut. Ideea e că tu, în rolul tău de lider, trebuie efectiv să poți să ții oamenii împreună și să-i ajuți să își atingă potențialul lor. Pentru că un lucru pe care, în general, oamenii nu-l văd până n-ajung într-o poziție de leadership, e efectiv că se întâmplă foarte multe lucruri în viețile oamenilor. Dau un exemplu, uite, îți dau un exemplu concret din Interact. Când am fost la proiectul nostru de la Cheile Grădiște, da, eram cam, nu știu, 30 de persoane din Interact sau 31. Nu, 32 eram. Că trebuia să fim 33, dar am fost 32. Și fiecare, îți garantez că fiecare avea problemele lui. Știi, că nu mai pot, că am obosit, că e obositor, că atâta stres, că a țipat un băiat la mine, că diverse lucruri, știi? Da. Tu, ca lider, ai și tu problemele tale, știi? Și tu ai stres, și tu ai oboseală, și tu ai toate lucrurile astea. Într-un fel, tu trebuie să fii atât de echilibrat în rolul tău și să ai o maturitate și o disciplină extraordinară, astfel încât tu să poți să treci de provocările tale, astfel încât să-i ajuți pe ei în provocările lor. Și aici, poate nu o să le placă, deci îți garantez că nu o să le placă când trebuie să schimbi pe cineva și ți-a cerut chestia aia, pentru că, iarăși, avem un principiu, nu ajuți pe cineva care nu vrea să fie ajutat, dar, în general, oamenilor nu le plac schimbarea, efectiv. Și George avem vorba că ne curentează câteodată. Și eu mă bucur că ne curentează. Ideea că mă bucur că ne curentează doar după câteva zile. Știi că în moment nu vrei să stai în cameră. Îți vine să sapi în pământ, să te bagi acolo, tragi pământul după tine și stai ascuns, știi? Dar după 3 zile, cam 3 zile am văzut că medie durează. Am fost curentat de câteva ori și sunt recunoscător pentru asta, că știu că și George se uită. Cam după 3 zile deja vezi că, băi, poate a avut dreptate, știi? Și asta e foarte frumos și aici cred că vine bucuria în leadership. Când treci de toate furtunile astea, pentru că în formarea unei echipe sunt 4 faze. E forming, care e practic formarea, au venit aspiranții. E storming, adică probleme diverse, certuri, conflicte și alea. E foarte important când doi membri se ceartă, un lider trebuie să știe să rezolve aia. E foarte important să nu creadă niciunul dintre ei că e partea. Tu trebuie să fii tot timpul neutru. Da. Și după aia, ideea e că majoritatea în storming s-au dus, au plecat. Își văd de treaba lor, zic, bă, nu e pentru mine, bag piciorul. Știi? Dar după aia vine norming, care norming deja, într-un fel, se liniștesc apele și toată lumea știe exact ce are de făcut și toată lumea are energia să facă și începe să facă. Și de acolo vine performing-ul, care după aia te duci. Și tot timpul se repetă buclele astea, dar se repetă la un nivel din ce în ce mai mare. Și ideea era că, într-un fel sau altul, ca să treci de storming, nu o să-ți placă. S-ar putea ca să faci unele lucruri ca lider care sunt necesare, astfel încât să ajuți echipa să treacă prin storming, care oamenii să nu te placă, să te înjure în mintea lor, că dacă te înjură în real life,
au murit. Să nu te respecte, poate. Dar tu trebuie într-un fel să treci dincolo de chestiile astea și să fii atât de matur încât să înțelegi că, bă, ei, e normal să facă chestia asta, știi? E normal să nu mă plac acum, e normal să nu mă respecte acum, dar ca ulterior, când avem performing-ul și avem bucuria aia că am realizat niște obiective, că suntem împliniți, că vedem toate lucrurile frumoase pe care le-am făcut pentru alți oameni, care până la urmă sunt cele mai importante, bă, să vezi atunci lucrul ăla, știi? Da, exact. Și atunci, exact, oarecum, o să vadă și the big picture. Exact. Dar și în viață, și în obiective. Am fost la o conferință acum un an și un pic, parcă doi, de fapt, că a fost pandemia. Și speakerul spunea că sunt, e regula celor trei râuri. Este primul războiul, apoi rezistă și apoi rezultatele. Exact, exact. E... cam aceleași principii se aplică, cred că, în toate arile vieții când vine vorba despre dezvoltare și atingerea noilor obiective. Dar ca și funcția de lider trebuie să, în primul rând, cred că să o respecti foarte mult și să te bucuri de ea. Pentru că sunt și oamenii care... poate le provoacă foarte multe frustrări, știi? Depinde. Depinde, știi, nu știu, ați văzut filmul Dune? Nu. N-ați văzut filmul Dune? Știu, nu știu despre ce e vorba în el. Nici eu nu știu nici despre ce este vorba. Nu prea-mi plac filmele. Fără să dau prea multe spoilere, că e un film foarte trendy și foarte fain, vă recomand, oameni buni, să mergeți la el. Deci mi-a... Este la cinema? Încă e la cinema, dar culmea, am fost cu... cineva și, îți dai seama, eu eram acolo captivat, deci atâtea lucruri se îmbinau cu leadership, cu luptă, cu cum treci de luptă, cum toate lucrurile astea, cu poveste, cu final, cu continuare, cu diverse lucruri. Și la finalul filmului eram acolo, eram ecstatic, deci da. Era 11 noaptea când am ieșit din cinema și nu voiam să dorm, voiam să mă duc să fac ceva, nu știu, da, 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 deschid laptopul, editez, fac ceva, nu știu, sisteme, orice. Și mă uit la cu cine eram, zic, cum a fost? Facem? Ok. Zic bine. Deci e clar că într-un fel sau altul avem avem perspective diferite. Bineînțeles, și aia da. E cel mai important lucru să înțelegem. Și ca lider e important să înțelegi că și tu ai o perspectivă diferită. Adică poate că e mai bună sau că e mai rea, ai total subiectiv la perspectiva ta și la ce crezi tu despre tine. Dar ideea e că trebuie într-un fel sau altul să fii tot timpul deschis, dar hotărât. E un echilibru foarte interesant, pentru că dacă ai sta să te iei după toată lumea care să fie atât de deschis încât toată lumea care zice, bă, nu poți să faci aia. Înseamnă că nu poți să faci aia. Nu neapărat da, așa. Exact. Știi? Exact. Trebuie să fie un echilibru. Trebuie să fii neutru din punct de vedere emoțional și nu știu, trebuie să vezi lumea dintr-o perspectivă neutră, cum ai spus și tu. Ideea era că unde încercam să ajung, că ziceam de filmul Dune, într-un fel, nu mai știu cum îl chema în film, Timothy, nu-i zic numele de familie, că nu știu dacă îl pronunț bine. Da, nu. Timothy era, tatăl lui a zis o chestie foarte interesantă, că într-un fel era, nu era sigur că ar putea să preia imperiul, să fie el la un moment dat rege. Și tatăl lui a zis o chestie interesantă, i-a zis că great leaders are, adică într-un fel nu caută să conducă. Great leaders are called to lead. Într-un fel, ești chemat să conduci. Se întâmplă ceva astfel încât tu să trebuiască să step up, să faci lucrurile alea, știi? Să livrezi, să faci toate lucrurile astea pentru toți oamenii, să te dezvolți și, mult mai important, să dai, adică să ajuți alți oameni. Ne întoarcem la subiectul ăsta, așa pentru este. Că, uite, chiar e foarte interesant și ce facem noi aici în agenție, în Kronstadt Media, nu are atât de multă legătură efectiv cu marketing. Are efectiv legătură cu cum ajuți oamenii. Și nu vorbesc de oamenii pe care ajutăm, care sunt clienții noștri. Avem regula că lucrăm doar cu acei clienți care, prin produsul lor, ajută mai departe alți oameni sau prin serviciul lor. Și, uite, să dau exemplu pe Nicoleta, că tu știi pe Nico. Da. Are o școală de actorie pentru copii. Ce... stai să te gândești, bă, cum ajută. Când am fost acolo și am văzut copii care intră, efectiv vin la prima oră de curs și nu sunt nu sunt foarte sociali, nu sunt mai timizi, da, nu sunt extroverți, clar. Da, da, da.
Și vezi după aia peste 3 luni că stau pe scenetă la Reduta, la un spectacol cu, ce știu, 10 sute de oameni cât sunt acolo. Și îi vezi acolo că stau, joacă teatru, că sunt pasionați, că au chestia asta, da, și e fantastic. Și asta e doar un exemplu. Ideea e că important e să vezi ce faci, cum poți, prin ce faci tu, să ajuți cât mai mulți oameni. Și noi, prin faptul că facem marketing, oarecum ajutăm oamenii ăștia care au un produs și un serviciu extraordinar să-și ducă produsul la cât mai mulți oameni. Într-un fel, când ai un serviciu care știi că ajută oamenii, ești obligat să-l vinzi. Deci nu există altă variantă, știi? Deci asta era chestia, că ca să ne întoarcem la că am tot deviat de la întrebarea ta, respectat sau plăcut, lider. Da. Fii lider, nu respectat sau plăcut, nu poți. Bun. Mulțumesc mult pentru răspuns. Cu drag, Sergiolică. Și oricum, mie îmi place foarte mult ce faceți în Rotaract și săptămâna trecută când am fost la voi la ședință, îmi place că sunteți acolo pentru că vreți și aia e cel mai important și se vede că sunteți acolo pentru că vreți. Da, și eu m-am implicat în această organizație frumoasă pentru că am văzut că oamenii sunt foarte foarte deschiși și iubitori și normal, natural, știi, nu e nimic să fie doar. Mm-hmm. Se ceva întâmplă formal, așa, adică. Da, exact. Mm-hmm. Da. Doar se întâmplă. Da, asta cu formalitatea, nu știu, mie mi se pare că formalitatea e într-un fel sau altul o lipsă de autenticitate, știi? Adică când ești în Interact și ești oarecum în comunitatea asta de Interact, Rotaract și Rotary, pentru cei care nu știți, Interact e un ONG afiliat cu Rotary sub 18 ani, până din, 18, din 12 până în 18 ani, după 18 până în 28, nu? Ești în la Rotaract. 29. Chiar 30. Depinde. Chiar 30, depinde, și după aia ești în Rotary. Și oarecum știu că tot timpul că aveam chestia asta, fosta noastră președintă ne zicea că vine Rotary. Nu știu, le zicea la celor care fumau, nu mai fumați. Le zicea, de ce ești în pantalon de training, știi? Băi, într-un fel sau altul, mie mi se părea că e o chestie autentică, știi? Că formalitatea asta și-i văd și pe cei din Rotary Kronstadt de la noi din Brașov, care, băi, îmi place de ei maxim. Adică nu-i vezi tot timpul la cravată și la sacou, pentru că sunt oameni de afaceri majoritatea, dar îi vezi efectiv așa cum sunt așa ei. Cum sunt și ei, uite, acum am făcut, pentru cei care nu știți de proiectul nostru, Freedmond, e o platformă de educație, și am făcut un mastermind, George, de fapt, noi l-am conceput așa ca idee și George îl va aplica, George oricum face coaching și mastermind-uri, și am creat un mastermind special pentru o grupă de din echipa Freedmont, adică 7 persoane sunt, care sunt așa până în 24 de ani, să zic, cred că între 18 și 24 cred că au toți, oricum la un preț extraordinar, ce valoare primesc în mastermind-ul ăla la un preț de mic este senzațional, și ideea era că într-un fel sau altul lucrurile astea, foarte mulți dintre ei m-au întrebat, Danta, cum e George? Că l-am văzut în webinar și așa fain, dar așa e și în viața reală? Și eu am reacția asta de fiecare dată, da, efectiv, e exact cum vorbește webinarii, exact așa vorbește și în viața reală, exact cum se îmbracă în webinarii, exact așa se îmbracă și în viața reală. Acum că dacă stă acasă, mai pune și el un pantalon de training, dar nu e exclus să-l vezi pe stradă așa. Ideea e că, într-un fel sau altul, oamenii, din păcate, câteodată te judecă după etichetă, știi? Uite, ăsta e voluntar. Poate n-are ce-i trebuie să-și facă o afacere, știi? Poate nu și-a găsit un job. Nu. Tu trebuie să keep your head up și să știi câteodată că nu trebuie să explici lui care e bucuria pe care o simți tu când dai. Într-un fel sau altul, trebuie să fii tot timpul yourself. Și prin being yourself, multe lucruri faine se întâmplă. Da, exact. Anisia, tu ai cam tăcut. Hai să vedem dacă poți să ne explici puțin. Voiam să vorbim puțin de proiectul vostru Rotaract. Ce planuri de proiecte aveți? Poate le dăm, o zic cu intenția că poate le dăm oamenilor o idee să se implice și ei la rândul lor. Ok, deci acum în iarnă, de Crăciun, bineînțeles, vrem să donăm hainuțe, jucării și așa mai departe la un orfelinat. Și mai departe, poate mă ajută Sergiu cu planul pe 2022, unde avem 4 proiecte mari, dacă nu mă înșel, și restul secundare. Da.
Bravo. Mulțumesc. Deci ca și proiecte, o să le implementăm pe parcurs, n-aș vrea să vă plictisesc cu detalii. Cert este că ca și structură am încercat să le structurăm și să le organizăm astfel încât să echilibrăm area de calitate cu dezvoltare personală, implementarea unor webinarii și unor fel de conferințe, sper să ne permită mediul și situația actuală cu pandemia. Și districtul, bineînțeles, pentru că trebuie să ne implicăm și în district și vreau să fim acolo cu ei și să creștem împreună, pentru că suntem o familie cu toții până la urmă. Ok. Cam deci focusul e undeva la dezvoltare personală, educație, zona asta? Da. Ok. Calitate și district. Și ceea ce va merge cu districtul, bineînțeles, și educația. Pentru că am discutat cu Crisby, cu domnul președinte, că grupul nostru ținte și valoarea pe care trebuie să o transmitem noi asupra tinerilor cu care vrem să lucrăm este strict dezvoltarea vieții și a calității vieții și implementarea unor obiceiuri foarte sănătoase pe care pot să-i ajute pe ei foarte, foarte mult în dezvoltarea lor, chit că sunt la facultate, au un job, au o afacere, nu contează. Noi vrem practic să și educăm, să și ajutăm sportivii și să și donăm. Este așa un cumul de un cerc sănătos. Tare, foarte tare. Lângă chestia asta, nu știu dacă s-a auzit la început, dar am spus ce este Rotarac și că este un ONG care vrea să dezvolte societatea. Și exact asta facem, prin aceste webinarii și vizite la facultăți și așa mai departe. Practic îi dezvoltăm pe oameni și voluntariatul mi se pare că nu este doar despre ajutor în sine, dar e și despre faptele care se întâmplă după. Adică dacă ajuți un om, corect, cumva vrei să-l și crești ca și persoană în sine și să vezi că a evoluat. Exact. Așa mi se pare o bucurie mult mai mare când îl ajuți și vezi că are rezultate. Da, ca și structură a proiectelor principale, cel mai interesant ar fi, sunt două foarte interesante. Unul dintre ele se bazează pe cunoașterea unor specialiști din arii diferite ale facultăților, de exemplu specialist în area dreptului, specialist în medicină și cumva implicarea membrilor sau a oamenilor care vor să implice în organizarea unor tipuri de internship cu ei, adică efectiv să vadă despre ce este profesia aia, să vadă dacă le place, să vadă dacă nu le place, unde se potrivesc, cum se potrivesc, pentru că chestia asta e un pic ignorată în universități și în facultăți și în școli și e foarte, foarte important să vadă în primul rând mediul în care o să se specializeze și o să înceapă să lucreze. Și al doilea tip de proiect sunt niște webinarii în care o să se plătească o anumită taxă pe bază de donație, în care se vor transmite niște informații foarte calitative din domeniul dezvoltării personale, sănătății, nutriției, corect, mindset, business. Practic fiecare își va aduce aportul la aceste webinarii, fiecare știe să facă de ceva de noi din Rotarac. Exact, exact. Exact. Fiecare va ajuta la aceste webinarii. Da. Și bănuții strâși. E secretul, într-un fel să vă folosiți fiecare darul vostru, exact, efectiv exact, elementul vostru. Și bănuții strâși vrem să ajutăm niște sportivi, după cum știm toți, sportivii din România sunt un pic ignorați, mai ales cei care sunt foarte, foarte sus la și știu să zic din experiență că exact, în general exact, federația nu prea exact. Și e foarte, foarte important și eu cred că ăsta este grupul nostru țintă și cred că asta ar fi misiunea noastră ca și grup Rotaract, să sprijinim tinerii dintr-o perspectivă foarte sănătoasă pe toate planurile vieții. Ok. Foarte tare. Și uite, ai zis o chestie interesantă, vorbeam de asta cu carierele, știi? Cum îți alegi cariera. Asta se leagă oarecum de ce facem la Freedmond, pentru că noi încercăm, nu încercăm să facem doar o platformă de educație, încercăm efectiv să facem o universitate online, o școală online care te învață oarecum exact ce vrei să afli și se modelează după interesele tale, după ceea ce vrei să faci. Și stau și mă uit în clasă, că merg la școală, eu sunt clasa 12-a, și mă uit prin clasă, băi, nu chiar toți, adică dar majoritatea oamenilor, colegilor mei de clasă, sunt într-un fel
împingi de părinți să meargă undeva la o anumită facultate. Ei zic, îi aud pe, nu știu, dau un exemplu, vorbeam cu o colegă, aud vorbind de artă și diverse chestii și o întreb după aia, ce faci după școală? O să merg la drept. Știi? Și n-am zis nimica, pentru că nu pot să influențez acum, da? E într-un fel trist, pentru că chiar dacă pe moment acum mergi la drept, dar tu ești pasionat de artă și ăsta e un exemplu pe care l-a mai dat George, uite, țin minte că l-a dat în alt podcast, că avea un client la un client, de fapt firma era clientul și o persoană din bordul firmei, nu mai știu ce era, director de achiziții sau ceva de genul, și vorbea continuu de avioane, om la 60 de ani, știi? Vorbea continuu de avioane, de știa toate modelele de avioane, din ce-s făcute, asta de ce zboară așa, cum sunt cu elicile alea, adică nu l-am cunoscut niciodată personal, dar cred am aflat foarte multe despre avioane numai din când mi-a povestit George, știi? Adică e clar că omul e extrem de pasionat de avioane. Și într-un fel sau altul a vrut să fie aviator, însă ca să rămână în Brașov și să stea cu mama lui, că mama lui n-a vrut ca el să plece din Brașov când era tânăr, adică acum 40 de ani, a rămas în Brașov și s-a făcut inginer sau ceva de genul. Știi? Și într-un fel sau altul ajungi la o vârstă mai înaintată, nu la 18 sau 19 ani, când decizi să mergi la facultate și realizezi, bă, oare eu nu voiam să fiu artist, nu voiam să pictez, nu voiam să fiu aviator, whatever. Ideea e că într-un fel sau altul ai nevoie de curaj să-ți urmărești visele astea. Și da, atât timp cât tu o faci, mi se pare că e și responsabilitatea ta să-i ajuți pe alții să o facă și să-și urmăresc și ei visul lor. Asta îmi place și mie la diriginta noastră, care știu că se mă uită la podcasturile astea. Îmi place că ea oarecum tot timpul ne adresează întrebări, astfel încât e un fel de coach, știi? Ce tare! Ne adresează e întrebări. Ce îți place să faci? Ce vrei să faci? Mă rog, ea mă cam încearcă să mă conving să merg la facultate, că știu că faceți asta, doamna dirigintă, dar... O face cu o intenție foarte bună și tot timpul e pentru noi. Adică nu e doar o dirigintă care foarte îți motivează absențele, e doamna asta în care poți să te bazezi tot timpul și poți să vorbești cu ea, poți să... E oricum o... Îți motivează prezențele, e o bibliotecă de persoană, știi? Foarte important. E foarte fain. Ideea era că, într-un fel sau altul, atât timp cât putem să ajutăm oamenii, asta ca să, din nou, să le dăm un exemplu oamenilor, dacă ar fi să deprindeți ceva din podcastul ăsta, să deprindeți cum puteți să ajutați. Pentru că să ajuți nu înseamnă neapărat să dăruiești efectiv ceva fizic, adică să mergi, să strângi hainuțe, să le duci la orfelinat. Poți să faci chestia asta, este la fel de bine, e același principiu, dar trebuie să o faci în primul rând pentru că vrei tu să o faci și trebuie să o faci fiind în elementul tău și cât mai eficient. Adică dacă ar fi cel mai simplu mod de a ajuta, cred că e doar să efectiv să fii tu autentic și să te descoperi pe tine, să știi care e chestia aia ta și poți pur și simplu să-ți faci un cont de TikTok, să începi să vorbești despre cum pot să ajuți oamenii prin chestia asta, știi? Dacă ești nutriționist, dau un exemplu, poți efectiv să-ți faci un cont de TikTok, vorbești, hei, uite ce să mănânci sau ce să nu mănânci ca să te simți mai energic, ce să mănânci ca să dormi mai bine, cum să stai să dormi mai bine, știi, lucruri de genul. Care, efectiv, pe moment, țin minte când vorbea George despre când a pornit canalul de YouTube, asta era înainte să ne cunoaștem, înainte să facem marketing împreună, a pornit canalul de YouTube și făcea live-urile cu orice preț, pentru că era pentru oameni. Avea live-uri în care îmi povestea că efectiv avea zero vizualizări, știi? Uh-huh. La început erau zero, la final erau zero, într-un fel, știi? Și da, a mers mai departe, știi? Și într-un fel sau altul lucrurile astea cascadează în ceea ce e astăzi și astea ce sunt astăzi să cascadeze în ce o să fie peste câțiva ani. Ceea ce o să fie extraordinar. Drag. Și ideea e că atât timp cât știi că ajuți și că poți să ajuți, fă chestia asta, pentru exact, că vei primi mesaje, avem un folder, e chiar pe laptopul meu, e cu mesaje de la oameni care într-un fel sau altul i-am ajutat fără să știm că i-am ajutat, știi? Și asta e cea mai faină chestie. Și când am ieșit din Interact, am primit o scrisoare de la câteva persoane și e la mine în mașină, e în board, știi? De fiecare dată când deschid board-ul o văd și am lăsat-o acolo, am vrut să o văd și e foarte fain pentru că într-un fel sau altul am făcut niște lucruri pe care habar n-aveam că au impactat oameni, dar aparent le-a schimbat viața, știi? Uh-huh. Și aia cred că e cel mai fain lucru.
Ca și completare la ce spuneai, nu trebuie să fii într-un cadru organizat ca să ajuți. Asta exact. Vreau să evidențiez și să le spun oamenilor. Adică poți să faci un dar mic din ceea ce ai și poți să vezi pe cineva pe stradă care are nevoie de ajutor. Bine, nu mă refer neapărat la cerșetor sau ceva, pur și simplu o persoană care vezi că are nevoie. Exact. Nu trebuie să fie un cadru organizat și să nu fiți reticenți la ideea de a ajuta. Încă suntem oameni și umanitatea asta înseamnă să îi ajuți pe cei din jurul tău ca să te ajuți și pe tine, practic. Corect. Sergiulică, tu ai așa un fel de concluzie la ce am discutat? Că trebuie să fim noi înșine și e foarte, foarte important să oferim din ceea ce primim, fără să așteptăm nimic în schimb. Dar în primul rând trebuie să ne ajutăm pe noi și apoi o să putem să ajutăm și pe altcineva. Ok. Deci într-un fel să fii tu echilibrat înainte să începi să ajuți. Exact, da. Ok. Pentru că tu dacă nu ești echilibrat o să ai anumite așteptări, mă gândesc, și asta o să-ți dăuneze. Dar trebuie să fii tu și să trăiești într-un... Stau și mă uit la anumiți influenceri, nu dau nume, dar într-un fel sau altul, prin faptul că tu nu ești ok și faci, nu știu, vloguri sau story-uri în care comunici asta unei audiențe tinere, să zic așa, care e mult mai ușor de influențat decât, e foarte ușor să influențezi un copil de 14 ani decât e să influențezi un antreprenor de 42 de ani, într-un fel sau altul, tu le transmiți chestia aia, știi? Și e, adică într-un fel sau altul tu crezi că ajuți dacă încolo poți să faci un mare rău, da, exact. Și de aia cred că e foarte, foarte important ce există tu acum. Dar asta n-ar trebui să te rețină să mergi în față, știi? Bineînțeles, da, da, da. Ca da. Să, pentru că tot timpul poți să repari chestiile alea, știi? Da, clar. Și toate lucrurile sunt exact așa cum trebuie să fie. Dragilor, eu vă mulțumesc că ați venit astăzi alături de mine. Noi îți mulțumim pentru minunatul răspuns și pentru că... Îi mulțumim și lui George că ne-a lăsat să facem podcastul ăsta în absența lui. George, mulțumim mult succes frumos, acolo. Este multă. Plecat în, într-un eveniment. Nu știu exact ce se întâmplă în evenimentul ăla. Știu că este doar într-un eveniment de networking și business, printre altele. Ceea ce, într-un fel sau altul, e foarte fain, pentru că știu că a mers acolo cu intenția să preia ceva ca să poată să dea ulterior la alți oameni. Ceea ce, oarecum, descrie de ce facem lucrurile astea pe care le facem aici. Da, oameni buni, nu uitați că în descriere aveți link-uri către My Journey Journal, aveți link-uri către Freedmond, unde, by the way, puteți să folosiți codul George20 pentru 20% reducere la absolut orice. Aveți apă armonie, uitați, pe care toarnă Sergiu acum în pahar. Nu foarte se vede. Bună, foarte, foarte bună este. Foarte bună. Culmea fructelor este brandul colegului nostru din Kronstadt Media, Seba. Și pe lângă altele și agenția de marketing Kronstadt Media, puteți să intrați acolo să programați o sesiune de strategie cu unul dintre specialiștii noștri și de acolo intrați pe mâna lor. Până atunci, oameni buni, nu uitați să îi urmăriți și pe Sergiu și pe Anisia. Aveți link-uri în descriere către Instagram-ul lor. Dar de asemenea și la Rotaract Brașovia puteți să găsiți lucruri foarte, foarte, foarte faine. Chiar mă bucur, nu știu cine a venit cu inițiative, anumite inițiative acolo pe Instagram, că v-am văzut pe story cum prezentați așa la recrutări, mi-a părut senzațional. Domnul nostru PR, Cosmin, este cel mai tare. Da? PR-ul vostru, Cosmin, felicitări, Cosmin. Da, mulțumim mult, Cosmin. Mulțumim, oameni buni, mulțumim că ați vizionat, dați un share dacă v-a plăcut și un like, nu uitați să vă abonați și ne vedem în episodul următor. Mulțumim frumos, un weekend minunat. Pace.